angajat la Adama în 2007, în februarie. Știu că în decurs de 6 luni de zile, compania care era dintre primii dezvoltatori din piață, de dezvoltatori de rezidențial din piață, a crescut de la 50 de angajați, în momentul în care eu erau în jur de 40-50 de angajați, la 150 în decurs de 6 luni. Veneau oameni noi în fiecare zi. Mulți dintre ei veneau din Israel, pentru că noi e o companie fondată de trei israelieni. Știu că se mărea pe cetățe, nu-i cunoșteam pe acolo, era o nebunie totală. De piață, ce mi-aduc aminte de piață la momentul respectiv, este că în fiecare zi trebuie să lansăm un nou proiect. Eu am ajuns în februarie, în 1 martie noi am lansat proiectul nostru din Swiss Cottage, o casă Swiss Cottage din Titan. Așa, aveam deja în construcție alte două proiecte, începusem din 2006, aveam Edenia și cu Evocasa Titanium și țin minte târgurile de la momentul respectiv. Se semnau contractele din fază de plan, lucru care se întâmplă mai rar în ziua de astăzi. Noi o să vedem câteva exemple, se mai întâmplă, dar mai rar, atunci se întâmplau fără să cunoască dezvoltatorii, nu se cerceta piața, nu știau ce sunt, toată lumea vrea apartamente noi, era ceva nou și toată lumea vrea să aibă acest ceva nou. Știu că la Edenia noi am semnat 226 de antecontracte înainte să finalizăm construcția clădirii și am lansat o clădire nouă în mai 2007 și era coadă la biroul de vânzări. Mi-aduc aminte că se blocase ușa, tot închizându-o și deschizându-o, se blocase ușa la biroul de vânzări și la un moment dat țin minte că a trebuit să chemă pe cineva să o refac, atât de mulți clienți erau. Da, asta mi-aduc aminte de la noi și v-am zis, în piață erau proiecte după care țin de că prelungirea Ghecea se dezvolta incredibil, Titanul incredibil, Nordul, nu mai vorbim, în zona de nord a orașului, Băneasa, Pipera, unde sunt și acum foarte, foarte multe proiecte la fel. Și ceea ce era cel mai important, țin de că mi-a povestit cineva care a venit în România și și-a dat seama că suntem într-un boom atunci, când s-a uitat așa la linia orizontului și vedea numai Macarale. No. Numai Macarale. Lucru care a început să nu se mai vadă prin 2008-2009 la final. Deci a fost o perioadă foarte, foarte interesantă. Deci se muncea foarte mult, munceam cred că în jur de 14-15 ore pe zi. Țin minte că plecam acasă la ora 7, pentru că nu erau persoanele care să aibă ședințele în birou și veneam la ora 11 din nou ca să facem ședință. Dar cu inginerii, am dezvoltat 13 proiecte în același timp. Mi-aduc aminte discuțiile din 2007 de la ședințele de vânzări cu cei care aveau acces la informații din străinătate. Unul dintre fondatorii companiei venea din America, era absolvent de Harvard, avea alte conexiuni și țin minte că în 2007 începuseră să ne spună în vară, începuseră să ne pregătească pentru acel moment pe care el numea momentul greu al vieții. Noi nu știam exact despre ce vorbeam, pentru că vedeam că se semnau contracte zeci pe zi, pe lună, nu ne dăm seama despre ce vorbesc, nu vedeam lucrul ăsta. Și ne pregăteau pentru momentul când va fi greu, când piața se va schimba, când lucrurile se vor schimba, când va fi pus un stop vânzări. Lucrul nesesizat la final de 2007 și nici la început de 2008. În 2008 a început pentru noi a mers foarte, foarte bine. Încă vindeam apartamente în fază de plan. A fost un blocaj puternic, în momentul în care nu am mai intrat în birou de vânzări oameni sau s-au oprit vânzările, undeva prin trimestrul al doilea al anului 2008. Trimestrul al doilea, în final de trimestrul 2008 și după care 2008, finalul 2008, anului 2008 a fost blocaj. Nu mai existau cumpărători, oamenii se speriaseră foarte mult, s-au oprit, băncile au oprit finanțările, au pus deodată un stop puternic pe finanțare, nu mai aveau acces la credite și mi-aduc aminte că în momentul 2008, final, 2009 început, ne-am început să livrăm proiectele pe care le construiam în 2007. Și atunci a fost șocul cel mai mare, pentru că oameni care fuseseră la bancă, clienți de noștri care fuseseră la bancă în 2007 și care primeau credite pentru 150.000, 120.000 de euro, nu mai puteau să mai ia creditele respective. Oamenii au început să-și piardă joburile, să-și piardă locurile de muncă, au început să fie disponibilizări masive. Nu știu ce mână, am început să ieșim în șoc să ne adaptăm. Am avut o reacție destul de rapidă și am înțeles că această problema a finanțărilor trebuie cumva să fie susținută și de dezvoltator. Adică încercăm să-i ajutăm și pe clienți să poată să meargă mai departe cu contractele încheiate. Și am introdus un sistem de plată nou. Atunci a apărut acel nou sistem care acum merge în piață. Rate la dezvoltator. Pe care l-am început în București și a început să dea, să prindă și în restul țării și a început să dea rate și în restul țării. Pentru că noi avem proiecte din afară de București, în Bacău, Ploiești, Brașov.
Iași. Asta a fost, prima reacție noastră. După care am început să luăm legătura cu băncile. Să încercăm să vorbim cu ele, să obținem condiții speciale de finanțare pentru clienții Adama. Și țin minte că am obținut atunci două bănci mai mici, comisioane preferențiale pentru ei. Am început să avem un, am încercat să facem niște înțelegeri cu ei și am și făcut unele dintre bănci pentru un flux mai ușor în ceea ce privește aprobarea creditului. Dacă e client Adama, să-i se acorde creditul mai repede. Ce am mai făcut? Atunci am început să... Cei care nu-și permiteau să închidă, nu mai puteau să ia creditele pentru care, aplicaseră în anumite proiecte, început să-i reorientăm pe alte proiecte. Având în Titan 5 proiecte și puteau găsi cei de la 2-3 camere, n-am mai putut să iau un credit, i-am reorientat spre 2 camere. Am găsit soluții pentru fiecare client, ca să nu încercăm să nu-i pierdem, să nu renunțe la ceea ce, mai ales că duțelește avansuri, nu era firesc nici pentru ei, sau nu era normal nici pentru ei să pierdă avansurile. Și pentru fiecare a fost făcută o soluție customizată. I-am mutat din Evocasa în Armonia, în Evocasa Optima. Din Edenia, în Evocasa Armonia. Și tot așa. Viața încet a început să se stabilizeze. Să nu, în sensul că m-a întrebat puțin mai devreme, oamenii s-au obișnuit cu situația. Au început să facă economii. Nu s-au mai aruncat la credite pe care nu le puteau aduce. Au încercat cât de cât să privească mai în amănunt partea asta de finanțare și atunci când iau o decizie de a cumpăra un apartament, să înțeleg că e ceva important. Înainte, în 2007, avea 22 de ani primul loc de muncă și cumpăra un apartament. Următorul pas era și o nouă garsonieră. Se ducea într-un apartament de 3 camere. Deja trecea, se arăt câteva faze ale vieții lui și lua credite pentru sume foarte mari de bani, pe care nu putea să le ducă. Și atunci lucrurile s-au stabilizat încet, încet. Oamenii au început să fie mai atenți la ceea ce fac, numai tot așa în 2007 se luau credite și pentru avansuri. Adică venea momentul în care cumpărau un apartament, aveau un credit pentru avans, de regulă de nevoi personale, așa unde se știe că dobândea mult mai mare decât un credit ipotecar și și creditul ipotecar la final. Adică două credite nu puteau să le ducă, o familie nu, la un moment dat nu poate să le ducă. Și s-au mai obișnuit cu ce se întâmpla în piață, lucrurile s-au mai așezat, prețurile n-au mai scăzut atât de mult, au început fluctuațiile să fie din ce în ce mai mici la prețuri, au apărut produse noi în piață, mult mai adaptate. În 2009 a fost ca o, un ajutor, da, a venit și din partea asta, a venit prima casă, după care a venit partea cu 5% TVA pentru apartamentele de sub 380.000 de euro, a venit această reglementare care iar a ajutat foarte mult, nu exista înainte, așa, și au fost câteva motoare, începând cu 2009, în care i-au ajutat să, și pe noi și pe clienți, să cumpere apartamente și să iau o decizie.